Adrian Mutu își poate depăși recordul personal de goluri marcate în România. Fotbalistul Petrolului a înscris în meciul cu Fece Vaslui al 35-lea gol în Liga 1, tot atâtea câte are și la echipa națională. Însă dacă sub tricolor porțile îi sunt închise de către selecționerul Pițurcă, la echipa de club Mutu are șanse să-și mărească zestea de goluri în prima ligă. Reușita din meciul cu Vasluieni a fost prima din acțiune de când a revenit în fotbalul românesc. Conform FRF, doi jucători ai petrolului au cifre importante după 3 la 0 cu Vasluiul. Mijlocașul Iani Zico a împlinit 200 de meciuri în Liga 1, dar cifra n-a putut fi onorată pe teren. Zico a avut ocazia să înscrie primul gol în tricoul galben-albastru, dar a ratat lovitura de la 11 metri. Eroul găzarilor în etapa 31 a fost Toto Atacantul a reușit o dublă și a scos un penalti, iar una dintre reușite a însemnat golul 1700 pentru petrolul în primul eșalon. Și pentru fotbalistul israelian de origine nigeriană, ca și pentru Zicu, acest meci a fost cu ghinion până la urmă. S-a accidentat fiind nevoit să ajungă la spital pentru investigații suplimentare, însă acum Tamu se simte bine și poate fi păstrat pentru derbiul cu steaua. La această înfruntare, conducerea clubului a decis să pună în vânzare bilete mai scumpe, în medie cu 10 lei la Peluze costă 19 lei, tribuna a doua 35, tribuna a întâi 45, tribuna 0 45, iar la loje un bilet costă 300 de lei. Tichetele pot fi procurate de la punctele de vânzare ale stadionului de pe site-ul oficial al clubului sau de la parteneri.